Astăzi este sâmbătă, 23 iunie 2012 și mă aflu în localitatea Florești, din județul Prahova, în crescătoria domnului Manole Ovidiu. Ne aflăm aici, domnul Ovidiu, dacă nu greșesc, în compartimentul porumbeilor de zbor ai dumneavoastră, da? O să vă rog, dacă sunteți amabil, să ne dați câteva detalii despre câțiva dintre ei pe care îi recomandați, ne recomandați. Da, momentan în joc sistemul semi-vădovie, masculii sunt singuri, da, înaintea etapei de concurs. Și ce să vă spun, cei mai buni porumbei sau consacrați care au zburat până la ora actuală maturi, este un porumbel de Matus de Zmet, Van de Wegen și cu Ian Arden. Din ce an este masculul? De 2009. Înțeles. Este de la un crescător din zonă, de la mine. A zburat la un an de zile la 800, a zburat la Terespol, cea mai lungă distanță la un an de zile. La al doilea an, în 2011, două îmbarcări, două clasări la loți, 880, clasat și la presă și la Buzgodroș. Toate concursurile le-a clasat. Da. Un foarte bun zburător. Anul ăsta puțin mai slab. Da. A clasat doar în țară, dar momentan voi îmbarca la Berlin. Pentru că el știe să supraviețuiască și da, este versat în el. Am înțeles cum aveți la Bruno. Da? A fost la Bruno? A fost la Bruno, a venit a doua zi. A fost la Presov. Mai am un mascul, Marcel de Zmet, cu Matius de Zmet, un soldatul pe Dut, de 2010. 24-31. Care din el, dacă stăți mai bine? În fața celui răbălat, soldat pe Dut. Da. Are chip în mine. El a zburat toate etapele de pui, a făcut normă de pui. La un an de zile a zburat până la 700, a făcut general. Și anul ăsta a venit și de la Brno. L-am băgat, a venit la presă, l-a clasat. Și de la presă l-am aruncat la Brno, așa este. Da. El este fratele lui, la un an de zile. 21-35-517. A venit la Preso, a clasat 3 etape de viteză, l-am băgat la Preso, a venit a clasat la un an de zile. A venit la Ruzemberoc, este al patrulea a venit la mine, momentan am văzut, a clasat, în clasamentul da, nominalizat în ora actuală. Mai vorbesc de aici dumneavoastră de un porumbel de... Un porumbel de Matus de Zmet. De Matus de Zmet, da. Dacă sunteți amabil să ne prezentați din mână, eventual. Da. Da? Este un foarte bun porumbel. Din 2009 n-a ratat deloc, n-a venit niciodată a doua zi. A zburat și la viteză, și la fond, și la... Deci indiferent de categorie, da? Indiferent de categorie. A avut o problemă, a avut 11 fulgi în pană și a secat al treilea fulg. Da. Cu toate, eu l-am zburat și a venit și de la Rosenberg, a și clasat, la Presov iarăși a clasat. Este 100% de la Laurențiu Spânu și mama și tata. Da. Porumbel de... Am ajuns să-l bag la Bruno la... pentru problema care a avut-o de... De... Da, a avut o problemă el, cred că... Nu știu ce s-a întâmplat, i-a secat al treilea fulg. Foarte frumos, întotdeauna. El este fiul lui. Făcut cu o femelă luată de la... Dumnezeu să-l ierte, de la Jan Slotermann. A murit în accident. Da. Anul ăsta. Anul trecut. În această primăvară. Da. La schi, parcă, la schi, da, în Austria. El este fiul lui, l-am oprit acasă pentru că o zbor pe sora lui. Vine foarte bine, are două fonduri clasate la un an de zile. Da. Momentan este separată pentru
El este de la un crescător, tot de la Laurențiu, spun 100%, și mama și tatăl. În vechi porumbei de Matius, de Zmet. La noastră au mers bine, nu? Da. Porumbei deci, din această șușă. Din această șușă, da, au mers foarte bine. Este, el este un, un Matius de Zmet cu catris. Da, infuzat cu catris? Da, da. Este venit foarte bine, am venit anul ăsta. Este de 2010, 24-31-435, un mascul. Este foarte iubitor. Și atașat de... Atașat de pui. Acum l-am lăsat, am un pui de 10 zile și presim că... Nu l-am lăsat acasă nicio etapă. El l-am băgat chiar toate etapele la rând, fără pauză. Este prea agitat și nu... Domnul Ovidiu, referitor la sistemul de motivare al porumbeilor noastre, ne puteți da câteva detalii? Îi jucați pe poziții deci de pui? Deci anul ăsta am încercat o semivădovie, ca și anul trecut mi-au dat rezultate. Înainte de concurs, o etapă separ femelele de masculi, înainte cu două zile. Da. Depinde de starea de pui pe care o au. Și la următoarea etapă, dacă nu au, nu sunt mulțumit, satisfăcut de ei, se par masculi. Și rezultatul se vede etapă de etapă. Dacă la o anumită etapă, de exemplu, de concurs, simțiți un porumbel că nu se află în cea mai bună formă, îl angajați totuși? Dacă am etapă în țară și dublaj, îl angajez în țară. În țară eu, nu? De obicei, nu optez pentru niciun porumbel să-l las acasă. Deci atunci mergeți cu etapă vin... de etapă, nu? Etapă de etapă, da. Eventual dacă este în febră foarte rău, adică dacă nu zboară nici afară la antrenamentele care se fac zilnice, nu îl angajez. Dar mai rar s-a întâmplat așa ceva, adică cel puțin în țară trebuie să zboare. Da. Ei sunt puțin agitați pentru... Le-am luat femeile. Este un porumbel de Van Hey. Cel pe care îl filmez eu acum, da? Cel mai bătrân porumbel la mine în crescătorie. De unde provine? De unde l-aveți? Eu l-am cumpărat de la un crescător din Florești. Da. El a avut inel de proprietar. L-am scăpat. Era să moară, s-au umflat picioarele, nu știu ce probleme a avut. Și a trebuit să-l tăiați, nu? Da, i-am tăiat inelul, cel care l-a avut ca inel de proprietar. Este de la Davidescu Iarumane, porumbelul. Sincer să vă spun, cu ce porumbiță l-am încrucișat, toți puii mi-au rămas în crescătorie. Da. Apelați la consanguinizări, domnul Manole? Da, da. Apelați? Anul ăsta am făcut consanguinizări în masă. Am o linie de porumbei adusă din Olanda, de un prieten al meu care lucrează acolo. Și zburați și produsii din aceste... Da, da, da. El este unul din produsii din consanguinizat, al doilea, Solzatul. Da. 21-35, 545 are. 545. El este cel mai constant porumbel la viteză. Uh-huh. Al doilea, al treilea, mereu la mine pe crescătorie. Deci... Și cu aceste consanguinizări, până la ce grad de rudenie mergeți? Apelați și la incesturi de genul tată-fică sau...? Nu, n-am ajuns până la tată-fică. Unchi, nepoată, verbuni... Și apelați o singură generație după care vă depărtați între, din nou? Nepoți între ei. Da? Am făcut până acum câteva... Astfel de tatonări, nu? Da, nu am... N-am ajuns până la tată-fică și fiu cu mamă. Da. Eu vă felicit, sincer, domnul Manole, pentru porumbei pe care aveți. Niște zborători foarte buni de calitate. Și vă doresc el în continuare mult succes. El provine dintr-o femelă albă. Care? Albă 100%, cucu. Da? Zburat, are amândouă clasele, venit foarte bine și zbura și acum un an. Are presov, buzgodroș. Da. Acum un an până la 700, acum
L-am îmbarcat toate etapele în țară, au venit, a clasat 4 etape. Până la ora actuală în țară are Presov și Rosenberg. De 2010. 24-31-466. Este un pormel de Van Hasten. Este din vechi porumbei de pe la Vulcu Constantin. Acest albastru, da? Albastru zvârcolat, așa. Da. Vă mulțumesc, domnul Ovidiu, pentru amabilitate. Și eu vă mulțumesc. Și vă doresc, în numele tuturor vizitatorului site-ului nostru, mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi. O să mai trec. Toate cele bune. Vă mulțumesc și o seară bună și tot ce vă doriți.